Săptămână de campanie electorală, partidele se pregătesc pentru ultimele zile în care încearcă să ne convingă să mergem la vot, electoratul să meargă la vot și să îi voteze. PNL-ul și PSD-ul au renunțat la mitinguri, iar liderii partidelor se vor implica mai mult în promovarea din țară. Nici Klaus Iohannis evident nu stă deoparte, pentru că are un referendum. Robert Kiș are mai multe informații. Bună ziua, Robert! Bun găsit! Într-adevăr, președintele, de exemplu, mâine participă la Craiova la un eveniment în care își lansează cartea și în această zonă a țării. De altfel, va avea și o întâlnire cu comunitatea locală de acolo. Mai apoi, la o zi distanță, iată, la Craiova va ajunge și Liviu Dragnea, pentru că va participa la câteva evenimente prin care guvernul lansează mai multe proiecte de infrastructură. În ceea ce privește activitatea partidelor în ultima săptămână de campanie, au ales atât cei din PNL cât și cei din PSD să nu mai organizeze meeting-uri, deși inițial socialdemocrații discutau despre varianta organizării unui meeting în capitală pentru ziua de miercuri. Au renunțat la această variantă. Nici cei din PNL nu organizează niciun meeting în ultima săptămână, chiar dacă exista o discuție în partid despre un eventual meeting la Cluj. Se axează mai mult pe discuțiile pe care le poartă în teritoriu, pe întâlniri zonale pe care le au cu electoratul, astfel încât să fie mobilizat întreg electoratul pentru ziua de 26 mai. Doar cei din USR Plus vor mai avea un meeting vineri în București. Acolo vor participa cei doi lideri, Dacian Cioloș și Dan Barna. Cât despre referendum, ne așteptăm ca președintele în aceste zile care rămân din campanie să-și promoveze acest referendum consultativ care va avea loc în aceea zi cu alegerile europarlamentare. Mulțumim frumos, suntem în direct prin telefon cu doamna Maria Grapini, europarlamentar și candidat pentru europarlamentare, de asemenea și cu domnul Lucian Viziteu, deputat USR. Bună ziua! Bună ziua! Dacă ne aude și domnul Viziteu? Da, bună ziua! Bună ziua! Doamna Grapini, dacă vă așteptați la surprize, luând în considerare planul celor din opoziție de a aduna un procent mai mare, împreună de 50% pentru răsturnarea guvernului PSD-ALDE. Bine, în primul rând, mesajul venit de la opoziție este clar, își dau seama că sondajele din săptămâna asta arată că nu stau foarte bine și încearcă să inducă electoratului și simpatizanților că dacă vor avea un procent bun la europarlamentare, vor putea să schimbe guvernul. N-are legătură una cu alta. Guvernul este rezultatul alegerilor la Parlamentul Național din 2016, așadar Parlamentul este același până la următoarele alegeri și guvernul, evident, este cel care a fost validat de o majoritate parlamentară. Dar, sigur, este o deturnare, să spun așa, de la mesajul pentru alegerile pentru Parlamentul European. Pe de altă parte, sigur, nu este firesc, s-a spus foarte mult în această campanie, s-a vorbit prea puțin despre proiecte, ce trebuie să facem noi acolo, în câteva emisiuni am reușit și eu să spun. Este nevoie ca cetățeanul să știe că în Parlamentul European cei 32 de eurodeputați trebuie să facă front comun împreună cu președintele și cu guvernul. Nu s-a întâmplat acest lucru și trebuie să fie atenți ce aleg pentru a se întâmpla, pentru că nu putem să fim respectați acolo dacă nu suntem uniți. Pe de altă parte, este neconstituțional din punctul meu de vedere ce face președintele, participă la mitingurile unor partide și lansează cartea exact în campanie. Să știți că mulți au delansat cărți, dar nu în campanie. Mă refer acum la cei care sunt oameni politici. Este nefiresc, însă eu spun cetățenilor și credeți-mă, merg pe stradă, ieri am fost în Timișoara, m-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni, știu să distingă. Dacă încearcă unii să deruteze, am văzut mesaje de la USR, poate ne explică colegul de ce pun mesaje care induc în eroare cetățeanul. Spun, dacă vreți să rămână guvernul acesta, puneți ștampila pe toate cele trei partide de la guvernare. Evident, este o minciună, dar poate să deruteze cetățeanul la vot. Mergem acum la domnul Viziteu. Bună ziua, domnule Viziteu. Cum răspundeți acuzațiilor doamnei Grapini și care este de fapt planul?